Mi-ar place să-l duc la școală și să mă joc cu el. Noi ne jucăm de avața ascunsele. Dar gândiți-vă că eu stau în pat și mai îmi trag pătura sau ceva și chiar îmi zicea, tu tot acolo te-ai ascuns, mama. Ăsta e destinul meu. Atâta e viața mea într-o cameră. Încerc să îmi duc crucea. Știam că pot să ajungi într-un cărucior. Starea mea se agrava, dar remeneul nu arăta. Am fost învățătoare. Îmi plăcea să fiu elegantă, să mă aranjez acum în pijamale și atât. Dacă Dumnezeu vrea, eu încă în adâncul inimii mai sper să pot să fac câțiva pași. Cum te simți ca și mama? E greu. Deci e greu să nu poți să faci cu copilul ceea ce dorești. El pricepe că atâta sunt eu și atâta pot să stau un pal la margine, să nu caz mama. El este pentru noi un dar. Pentru că e motivul pentru care trebuie să luptăm. Eu încă mai sper la minunea aceea care, nu știu, eu încă sper. Asta e viața. Astăzi ești, mâine nu ești. Eu mă bucur dacă și vouă v-am transmis ceva. Deci pentru mine e o mulțumire, o bucurie. Mirela, în luna martie, a făcut transplantul de celule stem. Însă acesta este absolut total inutil dacă ea nu va continua cu kinetoterapie, logopedie și multe alte terapii. Costurile acestor terapii sunt foarte mari, ceea ce noi putem să facem pentru ea, astfel încât transplantul să nu fi fost o cheltuială inutilă, este să o ajutăm pe partea financiară, astfel încât ea să-și poată achita aceste terapii. O altă nevoie esențială pentru Mirela ar fi un pat care să o ajute să se ridice, precum și niște dispozitive ajutătoare, astfel încât ridicarea din pat să fie cât de cât autonomă.